În aceste zile toride, ce poate fi mai plăcut, mai ales pentru copii, decât o bălăceală? Și pentru că părinții nu au timp zilnic să-i supravegheze pe cei mici la piscine, atunci bazinul de înot este cea mai sigură variantă de petrecere a timpului liber. Și nu oricum, ci organizat cu instructori de înot care îi supraveghează și îi învață tainele acestui sport minunat. Autoritățile din Slatina, prin intermediul Clubului Sportiv Municipal, care administrează și bazinul de înot, sunt preocupate să asigure cele mai bune condiții celor care vin aici. Primăria oferă cursuri gratuite pentru inițiere în înot, 10 ședințe cu instructor, avem abonamente de inițiere, avem abonamente de agrement și perfecționare, instructori, bineînțeles, calificați, ne adresăm tuturor categoriilor de vârstă. La cursurile de înot vin zilnic 90 de copii, la care se adaugă adulți care frecventează bazinul pentru sport sau agrement. Avem foarte mulți copii la cursurile gratuite de înot și la cursurile cu plată de inițiere, mai ales acum pe lunile de vară. Programarea trebuie făcută cu cel puțin o lună înainte pentru a prinde locuri. Copiii se simt bine alături de instructori care le-au devenit deja prieteni. Copiii vin, sunt foarte încântați, au început să iubească acest sport, să ne iubească pe noi instructorii și sunt foarte bucuroși. Avem o relație de prietenie cu toți copiii care vin la bazinul de not. Toți cei care vor să vină la bazin să se relaxeze sau să urmeze cursuri trebuie să aibă o adeverință de la medicul de familie, în care să fie precizat că persoana respectivă este aptă pentru sport și nu prezintă boli de piele.